Discuții între liberalii pe tema educației din Târgu Jiu. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean este foc și pară după ce primarul Marcel Romanescu s-a opus comasării liceelor de profil tehnic și tehnologic din oraș. Dana Constantinescu afirmă că primarul nu i-a dat niciun argument în privința refuzului categoric. Dintr-un număr de 5 licee tehnologice, mi-aș fi dorit să rămână 2. Din păcate, nu s-a dorit această reformă profundă și care ar fi reușit să schimbe lucrurile, nu a fost agreată de către autoritatea locală. De ce s-a opus autoritatea publică la ideea dumneavoastră cu liceele tehnologice din 5 în 2? Care a fost motivul pentru care nu s-a acceptat această variantă? Nu am răspunsul la această întrebare. Dacă între oficialități de aceeași culoare politică dialogul este ca și inexistent, primarul a declarat presei că s-a opus acestei decizii pentru a evita disponibilizări în domeniul educației. Chiar și așa, conducerea inspectoratului școlar este convinsă că și la nivelul municipiului se va ajunge ca în alte localități, unde liceele vor rămâne cu lacătul pe ușă din lipsă de elevi. Avem deja 2 exemple, Stoina și Turburea, unde nu mai sunt elevi. Deci acele licee se desfințesc de la sine. Și la școlile profesionale, către liceele conduse de directori bine văzuți în partid, au fost direcționați elevi care își exprimaseră dorința de a studia la o altă unitate de învățământ.